Din fotografiile respective nu se putea stabili identitatea persoanei, dar jurnalista a susținut că persoana din imagine este Constantin Frățilă. Desumarea a avut loc astăzi, în ciuda opoziției familiei victimei și a declarațiilor fiului lui Constantin Frățilă, care a asistat la autopsie și le-a spus procurorilor că în fotografie nu este tatăl său. N-a fost nimeni de acord cu așa ceva, pentru că așa ceva nu se întâmplă. Dar acum s-au lămurit lucrurile. Într-un fel zlămurite, într-un fel. Ceea ce s-a făcut de prima dată nu s-a schimbat cu nimic astăzi. În familie a existat o suspiciune că... Voi n-aveți nicio problemă în cântorec. Nu. Procurorul Gheorghe Coveigel, care se ocupă de ancheta privind accidentul și care a participat la deshumare, a spus că nu există nicio fractură craniană și că în urma deshumării au fost eliminate orice fel de suspiciuni cu privire la cauza decesului. Nu este nicio fractură craniană, atâta vă spun. Vă pot spune, restul să recoltare probe, se vor face examene medico-legale, va face o expertiză medico-legală să stabilească cu certitudine cauza producerii decesului și atât. E tot în regulă, faceți ceva nou? Nu, n-am găsit nimic nou. S-a confirmat prezența plăgii și nu s-a confirmat prezența unei fracturi. Unei presupuse fracturi, că de fapt pentru asta am făcut desumare, nu? Gurile rele spuneau că ar fi o fractură. Nu este fractură la cap. Potrivit expertizei medico-legale, Constantin Frățilă a murit în urma unui infarct miocardic, fiind eliminate suspiciunile conform cărora decesul ar fi survenit ca urmare a unor traumatisme produse în urma accidentului rutier.